ASEA Târgu Mureș a întâlnit sâmbătă echipa Petrolul Ploiești pe stadionul Transil, meci contând pentru etapa 32 a Ligii 1 de fotbal. Partida s-a încheiat cu o victorie meritată pentru Târgu Mureșeni prin golul lui Voiculeț înscris în minutul 86. Ne-am creat multe ocazii de a marca, dacă etapa trecută am avut neșansă, iată că acum am fost norocoși și am marcat în minutul 86. Sunt convins că cei care vor intra la partida cu Astra sunt capabili să facă o partidă foarte bună. Avem un lot foarte valoros, cu jucători care pot face diferența în orice moment. Nu este niciun fel de presiune. Este clar că ne dorim să rămânem pe primul loc și normal că sunt meciuri din ce în ce mai grele. Mai sunt două etape. Lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă. În retur am demonstrat că suntem o echipă matură care joacă fotbal. Nimeni nu ne dădea vreo șansă la începutul returului a declarat după meci Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al echipei ASEA Târgu Mureș. ASEA a jucat în următoarea componență. Stăncioiu, Feusi, Constantin, Bejan, și Mureșan, Voiculeț, Hora, Goga, înlocuit cu Manolov în minutul 82, Zicu înlocuit cu Bumba în minutul 69, Axente înlocuit cu Undoen în minutul 58. ASEA Târgu Mureș va evolua duminică la Giurgiu cu Astra, echipa de pe locul 4.